Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Este ora 20:00, este luni, începe ora expertizei la Jurnal TV. În această seară avem multe de discutat, mai multe subiecte de abordat și un singur invitat. Este vorba despre președintele partidului politic, partidul nostru, Renato Usadă. Bună seara și bine ați venit la ora expertizei. De mult bună seara, bine v-am găsit. Trecut pragul emisiunii ora expertizei. Bună seara. Și presupun că în următoarele două ore o să fie foarte interesant pentru toți cei care s-au conectat și ne ascultă. Sunt la două luni de zile am fost absent. I-am lăsat multe. Și pe cei buni și pe cei răi să-și demonstreze capacitățile și acum deja, după evenimentele care au avut loc în țară, până două luni care au trecut și mai ales în ultimele zile și ultimii ani, avem și discuta, sigur. Ați ieșit la rampă sau cumva public în momentul în care a fost arestat Toenoglu. Erați la eram în Rogașca, Slovenia. Și ați decis că este momentul să reveniți în spațiul public. De ce arestarea lui Toenoglu a declanșat reapariția lui Renato Usadă în spațiul public? Deoarece, începând cu anul 2014, de când am apărut în fața cetățenilor cu un proiect politic, tot timpul am demonstrat de mai multe ori, chiar cred că în majoritatea cazurilor la dumneavoastră în studio, chiar când nu puteam fi în țară în timp de 3 ani pe timpul regimului Plahotniuc. Și am demonstrat de mai multe ori că sunt informat și am suferit undeva politic din cauza că tot timpul am fost sincer cu oamenii și eu n-alegeam. Știți cum, că în politică ori ești cu dreapta, ori ești cu stânga. Așa s-a obișnuit cel puțin la noi în ultimii 30 de ani. Cei de dreapta, chiar dacă greșește un partener, niciodată nu recunosc greșelile celor de dreapta și cei de stânga o fac la fel. Eu niciodată n-am catat bonusuri sau dividende politice. Pentru mine era important ca să informez cetățenii despre tot ce se întâmplă. Și eu consider că eu despre activitatea și viața domnului Stoianoglu cunosc o leacă mult mai bine ca toți experții, mai ales ca cei care au mers și l-au arestat într-un mod foarte brutal, urât și obraznic. De ce anume brutal, urât și obraznic? Deoarece, totuși, domnule Mișan, există proceduri care un simplu cetățean nu-și dă seama, da? Ne privește acum un om la țară care a fost cumva influențat că Stoianoglu reprezintă mafia, că o da drumul lui Platon, lui Filat și așa mai departe, mai departe. Da? Și oamenii nu înțeleg, spre exemplu, a fost tentativa de a fi umilit domnul Stoianoglu atunci când a fost plasat în arest și dus nu la penitenciarul numărul 13, da? Dar a fost dus la un sector de poliție, la comisariat de poliție. Adică asta tot a fost o umilință. Nu mai vorbesc despre faptul că acest procuror furtună, în limba rusă este o expresie, dar care o cunosc toți oamenii, se numește dvoieșnic. Și însuși, când a fost publicat unul din actele, când a cerut arestul lui Stoianoglu, ați văzut că el cere arestul și lui Petrușcă, adică Chetrușcă și lui Stoianoglu. Am făcut chiar și o poză, zic, deși nu e usat acolo. Deci am înțeles că este vorba de o reglare de conturi și necătând la toate întrebările care le are societatea către domnul Stoianoglu, da? Mă rog, poate n-a fost atât de operativ cum s-au așteptat oamenii. N-au fost atâtea rețineri cât au vrut cetățeni. Dar dumnealui, mai încet, mai încet decât mai repede, ar spune corect, ar fi, a mers în buchi alegeri. Și dacă astăzi, chiar pe mine când mă întrebau, de ce lăși Platon, da? Eu am spus că Platon cu furtul miliardului nu a avut treabă. Și undeva am fost acuzat chiar asta. Zic, Platon trebuie să tăie la pușcărie. Dacă sunt materiale pe landromatul rusesc, unii, el spune că da, el l-a făcut, adică, dar a fost, n-a încălcat legislația nici Federația Rusă, nici Republica Moldova. Adică sunt lucruri, omul trebuie să stăie la pușcării pentru ce și-a făcut și nu pentru ce vrea societatea sau unele partide politice. Și această operațiune care a întârziat cu o săptămână, deci totul a fost pus la cale cu o săptămână mai înainte decât s-a întâmplat. Eu de la început, când a apărut la mine această informație, mă gândeam că cumva poate tot haideți demisia. Dacă contra demisia lui este și partidul PAS, și doamna președinte Sandu, și o mare parte a societății. Dar cei ce... El n-a fost demis, el a fost linșat din cauza că nu și-a dat demisia. Și cel mai urât lucru, deci am spus că este o mizerie acest lucru, că această operațiune a fost organizată de Viorel Morari și cu mătrii lui.
Deci, la noi, țara așa e o țară de cu metri, dar astăzi, când domnul, am uitat cum îi spune, fostul șef la PC Cox, era în 2019. Eduard Bulat? A? Nu, nu, el era viceprocuror. El tot e consultant în această operațiune, dar era șeful la PC Cox, după ce a fugit plahotniuc din țară în 2019. Deci, furtuna este cumnatul acestui... Compan. Compan, da, corect. Dorin Compan. Da, domnul Compan. Și așa mai departe. Și eu știu că, domnule Mișan, în fața dumneavoastră, în fața la alți colegi de-ai dumneavoastră, pentru mine era întotdeauna, că era Zupco, că era Harujin, că era Dodon cu culiocul întreg orbosit. Eu niciodată n-am tăcut dacă aveam o informație că cineva a pus mâna pe vreun culioc. Această informație despre Stoianoglă eu nu am avut-o și nu o am. Și, și eu când am văzut ce se întâmplă cu domnul Stoianoglă, am înțeles că este o răfuială Maia Sandu, realizată cu mâinile lui Maia Sandu și Partidul PAS. Că e Serioja Litvinenko, el e ministrul justiției, el e jurist, dar eu vă asigur că el nu poate deosebi un aparat de făcut cafea de la un combine, înțelegeți? Și de asta... Despre Viorel Morar, ați pomenit despre Viorel Morar. Săptămâna trecută, în platou a fost unul dintre deputații PAS și l-am întrebat despre Viorel Morar dacă cunoaște, există sau au existat discuții între liderii PAS și Viorel Morar, dacă Viorel Morar conciliază, etc., etc. Știți ce mi-a spus domnul Lilian Carp? Că Viorel Morar, el vrea să cadă în picioare, într-un fel sau altul, da. Și transmite o informație altă, într-o parte banală. Asta am văzut-o la conferință de presă. Acest lucru, spuneți și dumneavoastră despre același lucru? Sau ar fi vorba, în opinia dumneavoastră, de alt gen de Eu, iată, având această informație, dar mă rog, era o informație operativă, să numim, da? Eu la una din întrevederile cu liderii PAS, după turul întâi la prezidențiale, am dat întrebarea direct. Spuneți-mi, vă rog, este adevărat sau fals că aveți vreo colaborare cu Viorel Morar? Dar nu, că asta e fake news, tot că băgate de Dodon și de alții. Deci ei au negat. Ceea ce am văzut eu, tot neaflându-mă în țară, la conferința de presă organizată de domnul Stoianoglă, a văzut că el a demonstrat că a fost o colaborare clară. Nu contează că era mai mult, mai puțin implicat Gribincea sau alți indivizi. Pentru mine era important că am fost mințit. Știți cum? Adică, da, se acceptă de multe ori în politică, mai ales în lucrul serviciilor speciale, că ar fi și SUMAI, procuratura, când de multe ori pentru a obține o informație trebuie să discuți cu un interlop chiar, cu un hoț în lege, pentru a ajunge la un bun sfârșit, înțelegeți? Deci acest lucru nu este interzis, chiar din punct de vedere legal. Dar când am înțeles eu că deja dumnealui este consultant, că deja se dețin unele înregistrări despre robul când el era procuror, adică procuror simplu, da? Care avându-le, știți cum, robul undeva tot este prizonier. Când același furtună care l-a reținut pe Stoianoglă, am găsit astăzi chiar semnătura lui pe un document publicat de colegii dumneavoastră, când el a semnat în sprijinul lui Viorel Morar, înțelegeți? Adică, vă dați seama că la noi în țară sunt, domnule Mișan, sute de procurori, nu sunt mii. Și plus suntem o țară mică. Este imposibil să cunoști așa detalii într-un stat ca România, Ucraina, Federația Rusă, că sunt state foarte mari cu mii de procurori, judecători și așa mai departe. Și când am făcut o analiză la toate informațiile parvenite, plus am, chiar am pus în funcție niște oameni ca să văd, băi, dar unii suntem, care este interesul lui Morar, care lui Robu, care interesul PAS-ului. Și am ajuns la niște situații foarte simple. Prima, cum și-a spus Lilian Carp, nicătând că Lilian Carp nu este cea mai bună portavoce, că Lilian Carp lui tot una. Ori semneze pentru candidatura lui Plahotniuc la funcția de prim-ministru, ori vă spune dumneavoastră. El n-are de unde să știe cum nu știut toți deputații din PAS că va fi reținut Stoianoglă. Pot vă spun că și Maia Sandu a aflat cu 10 minute înainte de a fi reținut. Și cel mai grav lucru, am înțeles că tot a fost organizat de gruparea Morar, a fost implicat banii lui Plahotniuc, a fost făcut totul cu mâinile lui Maia Sandu, dar la urmă vă spune rezultatul. Morar oricum a să meargă la pușcărie, dar mai târziu. Acum, pur și simplu, pe dânsul îl folosesc. Fieți așa cum... Cine folosește atunci? Cum spuneți de Viorel Morar? Domnule Mișan, cum acum puteți uneva scrieți în carnet că robul o să fie procuror interimar, așa cum a fost
în 98 Chirienca, țineți minte, prim-ministru La Roș, care trebuie să-și asume tăti în cap și după asta să pleci, adică scuriți locul pentru altcineva. Ce probe aveți că Morari consiliază? Că da, păi le-a prezentat domnul Stoianoglu. Domnul Stoianoglu le-a publicat că există. Dar nici domnul Stoianoglu, decât în declarații, nu a prezentat probe. Adică noi ascultăm, mesajele, că au fost mesajele telefonice între domnul Morari, Gribincea și restul. Deci doar asta ar fi probele. Nu, doar asta ar mai cunosc și alte lucruri. Argument, domnul Mișel, eu am în țară de când... prezentate de domnul Mișel, m-am întors în țară de două zile. Am încercat să înțeleg interesele la toți jucătorii. Adică, ca, spre exemplu, să văd și Viorel Morari atâta de... Care el războiul lui cu Stoianoglu ăsta? Unul, dar mai nimeni, poate mai sunt și alt interes. Și am aflat, cum ar fi, că este dosarul Metal Feroz. La jurnal TV despre Metal Feroz aud din 2014, de când m-am întors în țară. Mai mulți experți au discutat la dumneavoastră în studio, au fost... efectuate mai multe investigații jurnalistice și ține de Metal Feroz, Plahotniuc, se vorbea de zeci de milioane, pe urmă s-a înțeles că merge vorba de dilapidarea statului, de sute de milioane de euro. Până am înțeles că scopul principal, spre exemplu, al lui Viorel Morari și câțiva cumătri de lui, care sunt figuranți azi în dosarul Metal Feroz, da? Deci sunt aproape 100 de volume de materiale. Și dosarul urmează să fie înjudicat. Asta cea mai mare luptă merge ca să fie reținut procurorul Cocieru, ori Cacieru, ceva din genul ăsta. Deci procurorul care, la care era dosarul cu Metal Feroz, și unii polițiști și unii oameni, deci astăzi ei vor să reții grupul de lucru care a demonstrat că au fost furate sute de milioane de euro de la Metal Feroz. Și acolo sunt cumătri, acolo sunt prieteni. Și tot așa mai departe. Când astăzi m-am băgat eu să văd care e situația la noi cu miliardul, cu landrumatul, pentru mine să înțeleg. Iată în exclusivitate la dumneavoastră, vă prezint. Eu v-am demonstrat dumneavoastră în față, înainte de a începe noi emisiunea cu 3-4 minute, n-am avut timp să vă arăt totul, dar după emisiune poți vă arăt. Iată, uitați-vă, există o schemă... Noi am făcut o poză, sper că o să ați făcut o poză pe ecran. Da, ca cetățen. O să rog regia să publicăm acum această imagine. Așa. Da. Deci, iată, îmi pare rău că iarăși în fața drapelului Republicii Moldova, dar avem scris următorul. Cauza penală privind dilapidarea bugetului de stat, urmare fraudării licitațiilor instituțiilor publice din Republica Moldova. Deci, am făcut rost de niște documente în care sunt prezentate pozițiile unor structuri de forță din Republica Moldova. După cum v-am arătat dumneavoastră și v-am explicat de ce nu pot publica documentele, deoarece cei ce ține de colaborarea serviciilor din Republica Moldova cu serviciile speciale altor state, este scris că pot fi folosite chiar în judecate ca probe, doar cu acceptul Ministerului Justiției statului care a contribuit la această investigație. Deci vedem aici, în această schemă... Da, haideți să ne spuneți mai multe detalii despre schema deci asta. Sunt, sunt companiile... le avem pe ecran. Da. Sunt companiile deținute și controlate prin persoane de încredere de Vladimir Plahotniuc. Și aici găsim, începând cu MOL Telecom, cum a fost dilapidat de Plahotniuc și companiile lui, terminând cu dializa, despre care toți au vorbit și unii este istoria aceeași dializă, că dacă dializa cândva a fost partener în dializă Vlad Filat prin avocatul Popa, Plahotniuc până la urmă i-a luat, după ce l-a băgat Filat la pușcărie, i-a luat dializa cu tot cu avocatul Popa la pachet. Și sunt, deci, cu părere de rău v-am prezentat, sau de bine, nu știu cum corect de spus, eu v-am prezentat documentele cu serviciile speciale din mai multe state. La moment nu le pot publica și obțin când era... Da, eu vreau să confirm aici că acel document... Nu, documente, mapa. Mapa cu documente. Deci e vorba de un tom întreg cu toate documentele care, într-adevăr,
prezintă mai multe informații confidențiale? Nu, că informațiile prezintă probele. Când au fost înregistrate, pe cine Plahotniucul folosit, cine cetățean în România, cine din Emiratele Arabe Unite, cine a fost folosit din Cipru, averile lui Plahotniuc din Spania, cum ar fi, dar nu putem să le numim averile lui Plahotniuc, corect ar fi spus. Da, cel puțin în această schemă există și câteva, în tabelul ăsta există și câteva mențiuni despre activele din Spania. Cel puțin aici. Da, merge vorba, domnule Mișin, ca să înțelegeți, este vorba de cătăjnii poselăc, nu știu cum să-i spun. Cartier rezidențial? Da, cartiere, deci de cartiere rezidențiale. Plahotniuc din tău a început cu casele prin Geneva și nu știu, și pe urmă s-a mutat la cartiere, la construcția cartierelor rezidențiale, inclusiv în Spania. Nu mai vorbesc de Idealiza, Multilicom și alte afaceri, așa numite afaceri în ghilimele. Deci, dar cel mai mult știți de ce am fost eu uimit? Că astăzi oamenii buni, în frunte cu doamna președinte Maia Sandu, îl numesc iarăși pe Robu, procuror general interimar, când am aflat eu că serviciile speciale din mai multe țări au informat procuratura, vorbesc de perioada iunie-noiembrie 2019, atunci când era Robu procuror general interimar s первой попытки, cum zice rusul, zic, băi, stați o leacă, când eu ieșem în emisiuni, în live-uri direct, zic, băi, Plahotniuc vrea să mai scoată 10 milioane de euro din Agroinbank și să le transfere în conturi lui Bun. Faceți ceva, coaliția atunci era blocul acum cu socialiștii, faceți ceva, deoarece 10 milioane de euro, tot înțeleg că banii ăștia n-au fost câștigați din afaceri, tot au fost furați, așa cum au fost furați și miliarde. Pe această tabelă, ca să o vadă cetățenii, trei companii de lui Plahotniuc sunt în monitoring la Interpol, și sunt implicate nu doar în, iată ce e scris, cauze penale privind fraudarea băncii de economie sa, BC Unibank, Banca Socială, circa $1 miliard, privind, și mai departe, și privind spălarea de bani în valoarea de 22 de miliarde de dolari, perioada 2011-2014, provenite din Federația Rusă. Și la Andromatul. Aici da, așa numit Andromat, corect. Furtul miliardului și la Andromatul. Da, și la Andromatul. Deci, uitați-vă, de la acestea trei companii, Tucman Limited, Initial Accent Alliance, și așa mai departe, deci de aici merge toată schema. Și, deci toată schema care o văd telespectatorii dumneavoastră, este în mapa aia cu de informații care au fost, unele au fost transmise serviciilor din Moldova, altele le-au cerut serviciile moldovnești. Zic, băi, stați o leac. Amu îi spun că Stoianoglă nu a făcut nici 2 ani de zile. Da, haideți să ne lămurim aici. Dacă există lucruri de reproșat lui Dumitru Robu, o să verificăm. Și evident, o să ne lămurim și cu acest aspect. Dar faptul că după plecarea lui, după venirea în funcție... Dar nu-i numai domnul Robu, la conducerea SIS-ului. În SIS sunt ofițeri da, normali. Dar Procuratura Generală este organul de urmărire, cel care ar trebui să creeze și comisiile rogătorii. Nu e adevărat. Este adevărat că este organ de urmărire, dar este o vorbă foarte corectă în limba rusă. Опер должен работать в связке с прокурором. Деч, dumneavoastră puteți fi cel mai capabil, cinstit și talentat procuror. Dar dacă nu vă aduc patroane, cartuș, cei din MAI, Cineaș, SIS-ul, ab dumneavoastră, maximum și puteți face ca cel mai talentat procuror, să pregătiți actele pentru o comisie rogătorie. Vă asigur eu că e o procedură foarte de lungă durată și complicată, adică de obicei, dacă tot e ok, minimum jumătate de an. Am vedere pregătirea actelor, traducerea, transmis în țara care vă interesează dumneavoastră ca procurori și să primiți un răspuns. Vă spun, 6 luni este minimum. Dar poate fi un an, un an jumătate, nu poți să le suni la el și le spui. Deci aici trebuie să lucreze toate serviciile la pachet, plus trebuie să fie o susținere politică, domnul Mișin. Astăzi, uitați-vă, Platon în Londra, Cavcaliucă-i tot pe acolo. Apropo, Viorel Morar spune că Joran 2 săptămâni acasă. Dar cine-i de vină că Platon este în Londra? Dar după versiunea societății, reper, și a unor juriști care nici nu le-ar da voie să prășească în o gradă, după cum sunt ei juriști, că Stoianoglă l-a lăsat să plece pe Platon. Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă Stoianoglă l-a lăsat să plece pe Platon? Dacă Filat era dușmanul meu și când l-a acuzat Plahotniuc, Filat a furat 250 de milioane de euro, dacă nu greșesc, așa scrieșor.
Dar probe erau că filatul pus mână pe 40 ori 50 de milioane. Era pentru și cercul ăsta de 250, domnule Mișin, deși că asta discreditează, adică chiar când rămânele 40 ori 50 care le-a luat el, pune deja, discreditează în general toate investigațiile și tot dusor. A, stați o leacă, dacă într-adevăr filatul a demonstrat, adică avocații lui filat, că filatul a pus numai pe 50 de milioane și 200 le-a desenat Plahotniuc, pune, deci... Eu înțeleg că Platon a fost cel care a creat această, aceste și discuții în societate. Chiar că faci și vrem procurătură, că stai în oglă. Nu stai în oglă, omul ăla. Vă asigur eu că eu, cum am știut ce se întâmplă în țară, așa cunoști la moment, domnule Mișa. Bun, hai să ne explicați, pentru că în viziunea dumneavoastră, da. Bun, înțeleg, o înțeleg, dar... Dacă e să deschidem un pic parantezele și să ne aducem aminte. Sonagul a ieșit și a zis că dosarul lui Platon este falsificat în totalitate. Da. Așa auzi. Așa, da, așa. După care acest dosar urma să fie trimis la, la rejudecare. Da. Odată ce procurorul general susține înainte de rejudecare că Platon este nevinovat, nu prea cred că un alt procuror ar putea să nu susțină părerea procurorului general. Ce am avut în rezultat? Am avut pe Platon care a pur și simplu a scăpat de pedeapsă pentru un dosar în care au fost mai multe lucruri cumulate, deci acolo erau vreo 20 sau 22 de ani de detenție, în timp ce el încă mai figurează în dosarul la un dromat. Da, corect. Și ce se întâmplă ulterior? Platon pur și simplu pleacă, Stoianoglu are încredere că el săptămâna următoare trebuie să revină și aflăm ulterior că încă 13 judecători au fost din dosarul eliberați? Au da, fost eliberați. Da, deci, am văzut. Și aici Stoianoglu ziceți că nu are absolut nicio treabă. Nu, eu pot să vă spun un lucru. Problema lui Stoianoglu care au fost și care este, vă spun eu. Eu țin minte când am venit eu primar în 2015 la Bălăs. Da, sunt lucruri poate diferite, dar au foarte multe lucruri în comun. Ce am vedere? Când vii la o gospodărie nouă, Stoianoglu nu a fost în structură, dacă nu greșesc, 10 ani de zile. Vă dați seama, când vii și Plahotniuc era scris pe fiecare masă, pe fiecare perete din procurătură. Și dumneavoastră asta cunoaște foarte bine ca și toți cetățenii. El nici până în ziua de azi nu a reușit să-i scoată pitața lui Plahotniuc de acolo, deoarece Plahotniuc a construit un sistem că cei care erau studenți pentru a deveni judecători sau procurori, tot la dumneavoastră am vorbit vreo 4 ani în urmă în studio, prin Skype, când v-am spus că Plahotniuc, uitați, vă achită 400 de euro lunar bursă la cei care vor deveni procurori și judecători. Adică Plahotniuc a construit sistemul de timpul Voronin din anul 2000-2003 și el nici asta nu a reușit să o facă până în ziua de azi. Deci Stoianoglu poate a avut unele greșeli tactice. Vă spun, și al mai mare greșeli al lui Stoianoglu. El nu a avut departamentul de PR în procuratură, cum n-am avut eu la Bălsk, la noi cum își deprins în politică, ori la primărie și în altele. Ai făcut un pas, 60 de știri. Ai mai făcut doi pași, 100 de știri pe Telegram, canale, televiziuni implicate și așa mai departe. Stoianoglu, uneva prin metode sovietice. Dar eu vă repet încă o dată, cinstite. Și eu astăzi, uitați-vă ce fac. Astăzi eu vorbind și exprimând în poziția în fața cetățenilor, acum la dumneavoastră în studio, eu, în capul meu, un milion de critici, care astăzi, că Plahotniuc, oi Plahotniuc, că Stoianoglu, Platon, mafia, de azi am citit la dumneavoastră în comentarii, că usată e frică de un alt procuror, dar nu e frică nici de un procuror de pe globul pământesc. Eu, pur și simplu, vorbesc lucruri nepopulare, că la noi în politică se obișnuiesc. Aha, dacă tăța l-ar fi iubit azi pe Stoianoglu, apă 90% de cetățeni condamna. Dar astăzi, din cauza că a fost o campanie organizată că Platon egal Stoianoglu sau Stoianoglu egal Platon, astăzi stac. Dar în același timp, eu astăzi am văzut o sumedenie de oameni care au susținut, au susținut-o și pe doamna Maia Sandu la funcție de președinte de țară, și partidul PAS. Mă refer diferite experți, jurnaliști, care spun, voi băieți, ce ați făcut voi cu Stoianoglu este inadmisibil. Deoarece eu când vorbeam, domnule Mișin, și eram criticat de cei de la PAS, mână de fier în mănuși de catifea. Că nu, că noi vrem stat de drept, valori europene, standarde europene. Da, ați domnule văzut Mișin, cine astăzi este împotriva arestării sau ținerii în arest la domiciliu
a lui Stoianoglu. Cam toți nu, factorii da. Și politici care cumva sunt nu, pro, eu vorbesc pro, nu de, eu vorbesc, rusă. Nu, eu vorbesc nu de partide și politice. Și PSRM. Dar așa se întâmplă. Nu, că și... dumneavoastră urmăriți, da? Deși iată am văzut ce a scris Ion Păduraru, ce a scris Alexei Tulburi, ce a scris cineva din... Unii au scris, da, nu este poziția ONG-ului, este poziția mea personală, dar sunt niște aberații se întâmplă. Ce s-a întâmplat amu? Acum e versiunea 2. Când am spus eu ca să ies la proteste pentru a-l susține pe Stoianoglu, gata, usate s-au băgat la Dodon. Domnule Mișan, Dodon pentru mine este... Adică când Dodon era culoc întreg și pe urmă culoc, boțătă, o, bravo, usate, maladies. Când coincide poziția și ține de reținerea lui Stoianoglu, gata, usate s-au culcat sub Dodon, iacă împreună vor să ies la protest. Eu lângă Dodon nu pot să mai ies. Eu am avut unele greșeli în politică, domnule Mișan. Dar în 2016, Dodon a devenit președintele datorită mie și în 2020, așa le place la unii, nu că au avut 48%, dacă țineți minte, în primul tur. Da. În 2020, doamna Sandu a câștigat alegerile datorită faptului că cu Dodon am luptat eu și nu partidul PAS. Și asta este recunoscut de doamna Sandu, de PAS, de ruși români. Plus Dodon, a ieșit și a spus, oameni buni, trebuie să recunosc dreptul patriotului, că alegerile le-am pierdut din cauza lui Usate. Acum, domnule Mișan, oare spunem, le spunem lucrurile lor pe numere și nu contează că e Dodon, oare Sandu, dar se întâmplă și cu ce am început emisiunea. Aha, pro-europene sau critică puțin sau tac că e pro-european de-a nostru, pro-ruși trebuie să tac că e pro-ruși, dar nu mă interesează pe mine. Aici astăzi Republica e Moldova are nevoie de un politician care este un arbitru neutru și nu pune botul nici la est, nici la vest. Reveniți în politică mare? Dar eu n-am plecat din politica mare. Faptul când eu mi-am dat... Ați aș declarat asta într-un fel sau altul? Nu, asta s-a înțeles, nu, că ați ieșit din politică. Fel sau altul. Puteți spuneți declarația mea și să o discutăm. Eu sunt foarte atent la bine, haideți până una alta. Da. Despre asta o să discutăm. Vă aduceți aminte? Imediat ne întoarcem. Nu depozitați acest tabel. Da, da. Okay. O să revenim imediat și la el. Dacă vă aduceți aminte, Voronin, inclusiv aici la Jurnal TV, spunea, sau pentru Jurnal TV, spunea despre Stoianoglu că acesta ar trebui să investigheze dosarul Culioc. Da. Ar trebui să cunoaștem ce era în acea sacoșă, ce făcea Cornel cu banii, etc. etc. Și astăzi, ați văzut, de fapt, la proteste. Da. Ieri la proteste. Da, dar Stoianoglu a ieșit și într-un interviu, a ieșit și a spus, eu... presupun că în acel culoc erau bani. Stoianoglu a spus. Păi, corect. Asta, dar vă spun eu un lucru, problema legislației. Ce înseamnă un procuror general care spune că eu presupun? Vă spun eu și înseamnă. Eu am participat la o investigație transfrontalieră. Unii erau implicați, unii funcționari din diferite țări. Deci când m-am întâlnit cu delegații, deci erau două state europene, Federația Rusă, deci era o registrare în care un individ recunoștea că a avut un accident cu mort, adică au ucis un om într-un accident. Deci povestea ăla care era lucru. Și vă dați seama că nu pot fi folosită ca probă în judecată nici în Federația Rusă, nici în alte țări, deoarece interceptarea a fost ilegală. Înțelegeți? Adică sunt proceduri, domnule Mișan, care bun, eu după toate mizerile care au făcut... Este însăși dovada faptului că noi acele imagini le-am văzut. Dar și eu înțeleg cum a fost bani. Eu și-am măsurat cam cât în cap și s-au prinit 800.000 de euro. Aici toată societatea a întrebat altceva. Da. Bine, să admitem că acele imagini video nu puteau fi folosite ca probă. Dar oamenii care erau în acele imagini nu au fost întrebați, nu au fost anchetați, au nu fost s-au investigat. Au fost anchetați și asta o face Plahotniuc când fiind în țară. Cum? Au fost publicate, că a fost interogat. Erau, procurorul general Stoianoglu nu s-a referit niciodată la dosarul Culioc. Nu. El în general a spus că nu există, nu, noi presupunem și nu putem să investigăm. A fost scris în mass media de mai mulți colegi de dumneavoastră că a fost interogat Plahotniuc, Ieralov, Veca de Dodon. Domnule Mișan, toți înțelegem, problema știți care e la noi. Că sarcina deputaților numărul 1 este ca să aducă legislația în vigoare la anumite norme, standarde după care poți lucrezi. Dar la noi astăzi, cu cât mai tare vorbeau despre integrarea europeană, cu atât mai tare au complicat legislația și pe deci nu mai interesează gender neravenstva,
Додон и фата, ори боец же мой департ. Якая проблема, которую мы имеем, домнул Мишин? Шаища процессуал, дака думневастряка, дурав фазут к моему эксперт, вин шла думневастря, шла телевизионь. Про землю, он студиар швил лукру леся. Дар факту, ши сэнтэмплас, Калилян Карпов стрэнс дим масс-медиа, ши соскрис дис присоеногла, ши аста со дискутат ла ЧСП-ш прокур... Стоеногла, ну ку фост суспендата активит... темпорара активитате пи перевода деньги. Да фост порни до сарпинал, домли Мишин, аста идирис в гаини. Ной ку думнявастры ин студио, ши инженерал, журнал ТВ, доклом туата активитате дин доми паш, диканес ин политика, noi am demonstrat probe unii eu la dumneavoastră în studio prin Skype vă arătam piloții moldoveni în groapă în Afganistan, da, capturați de talibani și vă spuneam că uitați-vă că la, o să-i ții până la alegeri, deja s-a primit avansul și mai departe. Și asta s-a întâmplat, adică la dumneavoastră în studio au fost prezentate mai multe probe contradiferiți policieni. Și acolo, nu vi se pare că ar trebui aceste probe și aceste lucruri care sunt scoase periodic la iveală să le facă Procuratura Generală? Nu zic, noi acum nu vorbim despre Stoianoglu o persoană, despre funcția de Procuror General. Da. Și aici, dacă nu pot singur face nimic. Dacă e vorba despre cineva împreună. Da, de acord. Astăzi și uitați-vă. SIS-ul astăzi a participat la rețelul. Haideți să vorbim despre SIS, spune. Conducerea SIS. Dar o să discutăm după o scurtă pauză, când ia pauza de publicitate. Domnilor și domnilor, stați aproape. Revenim în câteva minute. Domnilor și domnilor, suntem din nou în direct la ora expertizei, unde rămăsesem. Vorbeam despre... Am rămas la Culioc, la dosarul Culioc. Întrebarea mea și cred curiozitatea la întregii societăți. Ce este mai important pentru dumneavoastră? Da. Faptul că nu pot fi instrumentate sau nu pot fi folosite imaginile video ca probă în dosar pentru că ele au fost arătate așa public sau faptul că acolo exista clar un act de corupție major? Deci acolo exista un fapt clar de corupție major, din punct de vedere, să spunem, omenească, să spunem, da? Dar din punct de vedere juridic, nu e probă cu părere de rău. Da, domnul Mișin, și avem să fac eu, dacă eram pe lângă Stoianoglu, un consilier, ori deținea vreo funcție la măr, la cinea, Dodon atât e de fricos, că dacă o leacă la pasam pe pânci, ca pe telepuzie, ca pe eu, vă asigur că el în 5 minute aveți să recunoască, înțelegeți? Cum și altele. Noi doar am discutat cu dumneavoastră mai multe despre corupție, acte de corupție organizate de Dodon. Cum a preluat el afacerile lui Plahotniuc, inclusiv cele ilegale, da? Unii el crede că el e Plahotniuc, dar Dodon niciodată în viață ne fiind independent, el tot timpul a fost sub cineva, da? Și după ce a fugit Plahotniuc din țară, Dodon a avut perioadă de 2 ani de zile, da? Ca să-și demonstreze capacitățile lui, ca de conducător, ca de manager, ca de... Și Dodon, știți cum, dacă era înainte pe timpul, trebuie să furi ceva, du-te la Serioja Eralov. Vrei să arăte de ghine la Publica TV, du-te și vorbești cu Cristal și tot așa. Dodon tot timpul a fost ca și cum protejat din toate punctele de vedere. Și el se duce la placă și spune, băi, vreau asta, vreau asta. Și aici Dodon a rămas singur. Și în afară de s-o cătăit cu Quadracic la Pensadova. Și spune, dă, opriți-vă la cu mătru piechea cu tăiet porcul, cu girofare în față și în spatea că tăte și tot ce a făcut el. Și de asta mă doare astăzi când unii scriu că dacă usată-i lapără pe Stoianoglu, ia că uitați-vă usată-i cu Dodon, Doamne ferește. Eu încă lucrul ăsta încă nu-l înțeleg, care ar fi argumentele și motivele și pentru asta am câteva întrebări. Prima întrebare. El, cu un pic de istorie, din campania electorală, atunci, Renato Usatăi, candidatul, spunea cetățenilor și, dacă nu mă înșel, la dezbatere organizate cu mine, deci aici, organizate de Jurnal TV, spuneați că dacă veniți la putere, umpleți pușcăriile cu corupți. Așa. Asta presupune un set de acțiuni rapide, operative arestarea multor factori decizii. Absolut de acord. Asta ar fi presupus și arestarea procurorului general. Domnul, sau a multor procurori. Domnul Mișin, procuraturi specializate, din mai multe dacă instituții. Dacă este, dacă reții un interlop, cum eu spuneam la 2014, că dacă îl reținem pe unul pentru viol,
Ori care îmblau tâlhari, care puneau fier de călcat la copii de 2-3 anișori ca să pui părinți copilul unei bani, apoi ăștia în general îi lichidam pe loc în timpul reținerii. Și asta am spus în față. Eu niciodată n-am încercat să o fac pe neznaiu, cum zic românii, știți? Dar asta nu înseamnă că poți folosi. Dar nu sunt măsuri legale. Da, bun, domnule Mișel, dar un mizerabil care a violat o fetiță, o tânără, care l-a format, a folosit violența așa mai departe, nu, eu trebuie să mă gândesc cum să-i hrănesc pe viață în pușcărie. Lăsați-mă, vă rog, în pace. De altă parte, domnule Sată, dar nu poți astăzi folosi aceștia metode. Dar haideți să mâine să luăm oamenii de afaceri. Arestați pentru 72 de ore. Deci asta este o măsură preventivă care se aplică pentru, în toate cazurile. Domnule, legea ar trebui să fie una pentru toți, nu? Una pentru toți, cu mișile excepții. Și... dar nu când cooperațiunea conduce Viorel Morari. Numele ăsta la dumneavoastră în studio a sunat începând cu 2014, când a fost fabricat primul, nu, a doilea dosar penal, că eu cu Nicolae Țpovici planificam Facebook să-l împușcăm pe Cavcaliuc. Și unii, eu chipurile îi scriem lui Țpovici, hai să-l omorâm pe Cavcaliuc, și Țpovici chipurile îmi răspunde, săptămâna asta s-a ocupat de să o facem săptămâna viitoare. Și asta era Viorel Morari, și contrabanda și curiesă. Luăm două minute un telefon, e vorba despre domnul Valentin Neșanu, om de afaceri, da, să spună câteva lucruri legate, da, de Metal Feroz, pentru că am vorbit despre acest dosar. Domnule Neșanu, bună seara! Bună seara, domnule Mișu. Înțeleg că vreți să ne spuneți câteva detalii, deschideți parantezele despre dosarul Metal Feroz, având în vedere că am discutat despre acest lucru, vă rog. Dar foarte scurt, laconic, cât se poate. Da, s-a discutat astăzi seara în emisiunea dumneavoastră despre Metal Feroz, dosarul Metal Feroz. Aș vrea să fac niște precizări. Într-adevăr, dosarul Metal Feroz intenționat se ține, că nu se dă în judecat, ca să fie distrus probele. Am să fiu mai laconic, ca să reușim. Principalul care este în dosarul Metal Feroz, ce vor să distrug ei în primul rând, ca să nu nimerească în judecat și mâna la presă, este serverul, așa numite pază de la Metal Feroz. Pe serverul ăsta și pe dosarul Metal Feroz, de la început s-au început negocierile de la $500,000, ultimul timp, chiar o două săptămâni urmă, s-a negociat $1,000,000. Totul ce este pe serverul ceala, acolo sunt lucruri foarte importante pentru anchetă. Adică sunt lucruri unde sunt filați inclusiv politicieni, opoziție, jurnaliști, toată perioada Metal Feroz. Inclusiv și eu sunt filat acolo când ies la pușcărie. Domnule Șaru, în interesul cui se face acest aranjament? Aranjamentul se face paza, așa numit, la Metal Feroz, se supunea Argus, sau cum se chema, da? Rumijinski. Unul din ei care lucra la ING este Giderinski, care este nepotul lui Mijinski. Primul lucru. A doilea este scoaterea sechestrelor. Acum, urgent să scoți sechestrele. Deja că o parte am spus și înainte să scoți sechestrele și să mai scoate sechestrele la alte persoane. Alt punct este schimbarea articolelor. Din articole grele, spălări de bani și escrocherie, care privește 15 ani de libertate și mai mult, se prefac în dosare de evaziune fiscală, unde mai puțin este, mai puțin sunt ani de pușcărie. Și încă unul, domnul Usate a spus în emisiune că, într-adevăr, sunt cu mătre de alomorare în dosarul acesta. În dosarul acesta figurează patru polițiști, Kaminski Marcel, Gidrimski Andrei, care este nepotul lui Mijinski, Cara Vitislav, care este vice în gard cu Flocea și a construit cacea lui Flocea, tot el se laudă, șef la CNA. Păi Kaminski Marcel este cu mătru cu Viorel Morari. De câte noi știm, Kaminski Marcel s-a ocupat acum cu ultima operațiune, ultime mișcări. El este acum șef adjunct la INI și la toată Moldova se laudă acum că deja în timp apropiat problema este soluționată. Mult mai mult, Ghidirinski, care este nepotul lui Mijinski, acum pretinde la funcția de șef de secție la Inspectoratul Național de Investigații. Dar iarăși, ce mai principal este serverul acesta, ei vreau să distrugă probele. Acolo sunt foarte multe filmări. Da. Cam atât am vrut să spun. Da,
Deci dumneavoastră vorbiți despre acești patru pe care, despre care ați pomenit. Sau sunt mai mulți? Ne puteți spune și alte nume? Nu, uitați, acești patru, acești erau principalii. Da, ei sunt familii mulți subofițări sau ofițeri care de rang mai jos, dar nu aveau așa capacități cum acești patru persoane care curau anumit dosarul. Eu le-am, domnule Mișu. Da, domnule Eșanu, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. O seară bună în continuare. Continuăm discuțiile cu Renato Unzat în platou. Domnul Valentin, da? Dacă da, domnul Valentin Eșanu. Da, domnul Valentin Eșanu este omul din acest domeniu. Mai refer, am urmărit mai multe declarații a dumnealui și sânii de metal feroz, cunoaște. Eu i-am pități care sunt acolo. Și oameni de afaceri, și polițiști, și procurori, care-i șin, care-i cu mătru. Dar ideea care? Până în ianuarie 2020, dosarul ăsta și de mort în Procuratura Anticorupție. Cum la noi s-au făcut și cu multe alte. Și s-a înoglat la Procuratura Anticorupție, la Procuratura Generală, și s-a început și de ciuda. Înțelegeți? Și de asta, astăzi acolo mai mulți. Haideți să uitați, eu pur și simplu, noi cu dumneavoastră vorbim, eu nu sunt astăzi avocatul domnului Stănoglu. Eu mi-am expus părerea, nu ca președinte, ca cetățean. Eu nu sunt de acord cu bespredelul realizat de oameni buni cu mâinile lui Viorel Morar. Și faptul că ea să-l bage pe Viorel la pușcărie mai aproape de anul nou ori după. Asta nu înseamnă că o să fie o iertare. Nu se poate așa de procedat. Apropo, astăzi noi avem probleme cu gazul, cu tarifele. Am cel puțin două întrebări, da, ca să înțeleg dacă există sau nu există vreo legătură cu ce și... Ne spuneți dumneavoastră că nu vreți să deveniți avocatul lui Stoian. Da. Oi deveni, dacă printre, vă... Printre lucrurile pe care le pomenesc mai mulți și experți, cumva și comentatori politici în societate, așa, că Alexandru Stoianoglu, deci la capitolul lucruri bune pe care le-a făcut, ar fi anularea sau închiderea dosarelor considerate politice sau dosarelor politice de pe timpul lui Pahotiuc. Și aici întrebarea era legată și de dosarul politic despre care spuneați de mai multe ori că vi s-a deschis aici în Republica Moldova. A fost închis dosarul politic pe numele dumneavoastră, deschis pe timpul Pahotiuc către domnul Stoianoglu? Erau zeci de dosare care au fost, nu înțeleg cum, pe timpul lui Plahă au fost comasate. Pe urmă, când s-au schimbat câțiva procurori la PC Cox, pe dosarele și sunt de mine, și colegii mei, Nina Cereteu, Victor Băgatică și alți colegi din partid, le-au dejugat și câte unul am început să lucrăm pe dânsele. Dar Plahă, măcar în comparație cu acest furtună dvoieșnic, da, procuror care l-a reținut pe Stoianoglu. Măcar aduce vă doi la televizor să mără, să plângă la publică. Mai băteau vă doi bandiți prin pușcărie, spui ceva. Dar aici nu nimic. Și dosarele mele, o parte au fost clasate, o parte sunt. Dar dosarele mele, domnule Mișu, în comparație cu alți policieni, au fost discutate inclusiv la Jurnal TV de zeci de ori. Unii, uitați-vă! Întrebarea da, încă o dată, poate să o reformulez. Vă simțiți cumva dator moral să-l apărați într-un fel pe Stoianoglu pentru că au clasat dosarele politice? Eu nu sunt dator, domnule Mișu, adică când era Harunjan, o ședem în trânsul că după ce ne-au făcut mai mult de 20 de dosare, deja nici nu le număram. Pentru mine știți ce era important? Când a fost întrebat reprezentantul Republicii Moldova la Interpol, cu durată un an zile, băi, spuneți vă rog, Usatăi până s-a implicat în politică în 2014. Câte cauze penale au avut în Republica Moldova cu statut? De bănuit, suspect, și mai departe? Nișuna. Dar spuneți vă rog, dar cum Usatăi până în 2014 nu a avut niciun dosar penal și nu a avut niciun statut de suspect? Da, din 2014 tentative de omor, gospirivărote, câteva dosare de contrabandă și tot așa și tot așa. Unii zic, băi, unii eu am spus public, dacă Plahotniuc mai rămâne în țară, eu îl întrecem la omoruri pe Cicatila. Adică, cred că eram numărul unu de-am eu, nu el. De asta, eu niciodată n-am cătat procuror bun, domnule Mișan. Că dacă Harunjan s-a uitat la Plahotniuc în gură și cu cât mai mult s-a uitat fiecare minută e creștinaș ca la pelican, eu asta o spunem. Eu nu căutam, că dacă pe Viorel Morari îl cunosc, că eu eram la limbi străine blocul 4, la Lecu Răzor și Morar era în blocul 5. Noi suntem de vârstă, înțelegeți? Și pe urmă când Morar de-a mă face pe... Adică și face el din oamenii nici și așa mai departe. Domnule Mișan, eu tot timpul spun adevărul. Ia că asta e problema mea și este inadmisibil în politică. Că trebuie să-i
Ce ieși le place la oameni? După ce revenim din pauză, discutăm despre Vladimir Plahotniuc, despre faptul că Renato Usată i-a fost printre primii care a spus public unde se află după ce a plecat Plahotniuc, unde se află Plahotniuc, ceea ce n-a făcut-o într-un anumit moment și trebuia să o facă Procuratura Generală. Revenim după pauză cu mai multe detalii. Revenim, doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct, continuăm discuțiile cu Renato Usată. Să revenim un pic la acel tabel destul de complex, care arată activele lui Vladimir Plahotniuc și jurisdicțiile. Activele, da, și activele și toate companiile implicate. Și în furtul miliardului și în Landromat. În pauză am văzut și un alt tabel. Sper că reușim împreună cu regia să-l punem pe post. Haideți să o punem acum pe ecran. Așa. Domnule Usată, aici sunt câteva lucruri interesante despre care s-a vorbit și în presă, despre implicarea deputatului Ulanov. Vă rog să ne spuneți despre ce este vorba. Nu, din câte am eu reușit să înțeleg, adică e evident. Deci uitați-vă, asupra fiecare grup de companii este un număr IP. Deci numărul IP, asta înseamnă că de la acest IP s-au gestionat anumite companii. Și în, la IP-ul, la primul IP apare că de la același IP au fost gestionate compania Melpomania Limited, Insidown, Immobil Construct Investment și Ulanov Denis, cabinetul de avocați. Deci asta cumva arată că după cercetările tehnice care au fost efectuate, că de la același IP au fost o leacă șfurați de bani și tot cu același IP se folosă avocatul Denis Ulanov. Adică să numim o coincidență foarte stranie. Adică înseamnă că sau dumnealui a avut treabă. Avocatul și actualul avocat. E, ok. Da. Nu, eu știu și sunt interesante și celelalte. Da, deci aici sunt cumva indicate, au fost verificate IP-urile, adică de unde au fost gestionate companiile implicate în furtul miliardului. Și IP-urile arată, spre exemplu, același grup de persoane a gestionat Finpar Invest, Constar Invest, Asira Pol Enterprise Limited, Fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss. Deci, lucru curios care probabil ar fi trebuit să se conțină și într-o anchetă, cel puțin acest lucru ar trebui explicat modul în care ajungeau banii la Fundația Edelweiss. Haideți noi asta să facem o emisiune separată, ori fac eu online. Acolo sunt multe materiale, dumneavoastră le-ați văzut toate. Eu propun că astăzi, doar eu de ce am venit cu aceste probe? Eu am venit cu aceste probe ca să nu o facă pe neznaiu, nici conducerea SIS-ului, care am o rup ca mea așa închept, da? Nici unii procurori foști sau actuali, da? Deoarece, domnule Mișă, știți cum la noi se întâmplă lucruri stranii? Tăi serviciile din Moldova, România, Germania, stau catau piloți în Afganistan, i-am găsit eu. M-am întors în țară, am găsit Crolu, unii eu primul am arătat. Plahotniuc este beneficiarul din furtul miliardului. Tot despre asta au discutat. De Vladimir Plahotniuc și Viorel Morar. Ați spus că cumva lui Viorel Morar, Vladimir Plahotniuc îi mai dă câte un SMS în toată această afacereză legată În operațiunea cu Stoianoglu, sigur. Deci toată operațiunea a fost cunoașteți și parțial ce probe aveți și care ar fi domnule Mișa, am demonstrat nu odată că dacă vreau ceva să știu, știu. Dacă întrebă tare mai ales. Înțelegeți de asta? Și așa v-am mirat dumneavoastră, parcă e prima dată. Să ne spuneți poate detalii. Domnule Mișa, tot ce ține de interesul public, eu n-am tăcut niciodată și n-a stat. Dar astăzi eu vă rog, noi putem să discutăm... De ce lui Vladimir Plahotniuc i-ar fi incomod Alexandru Stoianoglu? De atâta că Stoianoglu este primul procuror în istoria Republicii Moldova care a lovit în Plahotniuc și în Șor. Și credeți-mă că după reținerea lui Stoianoglu, prin Skype cei mai mari beții anume au făcut-o Plahotniuc ușor. Și asta au fost lucru care pe mine cel mai tare m-a vivit la sebea. V-a scos din sărit. M-a scos din sărit. Putem să-i spunem așa țărănești, înțelegi? Adică zic, băi, zic, niciva sebe, zic, aș fi asfugari, tăți îl catau pe Plahotniuc, cum ați menționat cu dumneavoastră, tot îl catau, dar l-am găsit eu.
Și și eu spun eu că nu, că e în America, că e în Thailand, că e în Dubai. Dar Plăhătniuc șede între Istanbul și între Cipru de Nord. Adică, și vă asigur eu că nu se poate deplasa. Și țineți minte, lucrările care astăzi se efectuează, cum corect, asupra lui Plăhătniuc, ori contra. Adică și ține de numele Vladimir Plăhătniuc, pe tot globul pământesc. Știți oamenii care cumva dețin unele active, care de fapt sunt al lui Plăhătniuc, dar de euro sunt înscrise pe o persoană fizică sau pe o persoană juridică, vă asigur eu că și bă rupt în băcăți până la sfârșitul acestui an. Deci astăzi colaborează mai multe state, și în IES, și în VES, adică așa lucru pe Plăhătniuc, din istorie, așa s-a lucrat numai pe Escobar. Știți cum? Când se conectează globul pământesc și toți înțeleg că, spre exemplu, o clădire pe Ștefan cel Mare, vis-a-vis de primărie, să nu-i dau denumire, că acum astăzi e în aren la sine, ia lui Plah, aha, și nici după act proprietar. Încoace tras pe dreapta. De asta o să fie mult surpriză pe tema asta. Eu o să vă pun o întrebare care vine cumva de la un telespectator deputat PSRM, domnul Nicolae Pascal, da. Care fost deputat, pardon, care vă întreabă despre informația cu Litvinenko și dosarul ușor. Mi-am adus aminte despre ce este vorba într-un live, un ultimul live pe care, pe care l-ați făcut. Spuneați că la ora 18, în ziua în care a fost arestat Stoianoglu, el vrea să arate atunci cum câțiva, citez, cum câțiva oameni buni pentru un culeg sau două erau implicați ca să mute dosarul ușor de la Capul la Chișinău. Da, este adevărat? Eu am făcut această declarație, dar am spus, am repetat două ori, domnul Mișa. Această informație, la moment, în continuu, este verificată. Adică, eu n-am primit 100%. Adică, eu dacă ar fi văzut o probă, vă dați seama că am făcut tam-tam de 3 zile. Eu am auzit domnul Stoianoglu, eu am urmărit conferința de presă a lui Popov cu un alt coleg de lui, am urmărit când a vorbit cu presa domnul Stoianoglu, când a ieșit, nu a spus ei, urmează. Dar eu vă asigur că, spre exemplu, eu n-am probe care demonstrează că contraplată unii deputați PAS au fost implicați în strămutarea dosarului din Cahul la Chișinău, dar eu asigur azi deja am marturi care, pur și simplu, mă lucrez cu dânșchi sistem. Știți cum la noi încă a rămas frica asta când merge vorba de putere? Care deja au dat bani la unii deputați PAS. Și vă asigur eu că deja am ajuns și la niște probe despre finanțarea ilegală a unii actuali deputați PAS. Pur și simplu, eu mușcătiulea ca să mă lămuresc și pe urmă să ies, pac, pac, pac. Până vă lămuriți, poate, dacă veniți, veniți cu probe, da. Despre finanțarea dar ilegală a PSRM și dosarul Bahamas. Da. Alexandru Stoianoglu putea să avanseze în acest dosar? Dar dacă ședie unul de-al de Flocea la CNA, nu poate procurorul general, domnule Mișan, dumneavoastră puteți fiți procuror general, puteți fiți procuror general. Asta înseamnă că procurorul general, de fapt, funcția de procuror general. Cu alte structuri, nu poți face nici stinești. Deci procurorul general putea fi oricine, nu doar Alexandru Stoianoglu, în conjunctura actuală, el nu are absolut nicio putere. Fără o colaborare cu toate serviciile. Aici concret vorbim. Dacă atunci eu l-am găsit pe Plăhătniuc în Istanbul, sun la mai ei, îi fac morți în popșoi. Doar până de ce Renato Osate l-a găsit pe Plăhătniuc în Istanbul, dar Alexandru Stoianoglu nu l-a găsit. Bine, nu ca și explic de ce. Că Alexandru Stoianoglu nu are nici puterniciri, adică posibilități, nici tehnici, nici teoretici să-l cați Plăhătniuc. Cu asta se ocupă poliția criminală și în CB, Biroul Național de Interpol, în cadrul Maiului, care era la Dodon împreună cu Pașa Polisos, tot el e Pașa Filip, înțelegeți? Dacă Maiul nu vroia să recunoască, până am sunat eu la procuratură și zic, dați un demers direct în autorităților din Turcia, dar întrebați concret, nu întrebați, o fost la voi, nu a fost. Ei, la voi, ori nu, Plăhătniuc. Și s-a dat interpelare. Și a venit răspunsul. Cine atunci era atât de cointeresat ca să nu se afle? De la Ministerul de Interne? Nu, dar dacă și de Pașa voi cu ministru și Jora Cavcaliuc îmbla pe acolo și dădea zădănii. O rămas jumătate de comisar de lui Cavcaliuc pe timpul lui Pașa voi și lui Dodon. Nu, noi despre ce vorbim. Și nu a fost spoilerul lui Dodon cu atacuri, cu mizerii în campanie și mai departe. Asta cunoaște țara întreagă. Domnule Mișan. Haideți să vorbim un pic și despre primăria Bălți. Haideți să vorbim am aici câteva întrebări și aici. Da, poftim.
Dumneavoastră ați plecat de la primăria Bălți, ceea ce a declanșat cumva o luptă pentru fotoliul de primar la Bălți. Da. După care dumneavoastră ați venit cu o declarație staioasă la adresa tuturor și la adresa PAS și la adresa la toți cei care au probabil și la PSRM, dacă îi înțeleg, la toți candidații. Da. Dar în special la PAS, că vor să monopolizeze absolut tot. Ce vă face să faceți aceste declarații, în vedere că cei ce a declanșat, deci alegerile la Bălți le-a declanșat... Vor să monopolizeze. Asta reiese din declarațiile pe care le-ați făcut anterior. Că cei de la PAS au și președinții, au și parlament, au și guvern și vor și primărie. Nu, eu n-am spus că vor și primărie. Îi poți participa ca să uitați-vă care situația în Bălți. Eu mi-am dat demisia din funcția de primar, am vorbit în fața oamenilor. Da, era o emoție, era una din cele mai neplăcute zile pentru mine. Plângeau oamenii și undeva lacrămam și eu și nu nerușenie să... Deoarece toată activitatea mea, unica funcție de ținută Republica Moldova de când sunt în politică, este funcția de primar de Bălți. Și necătând că era guvernul lui Dodon, Plahotniuc, Filat, primărie era și este cea mai transparentă de Republica Moldova. Dar când am văzut ce s-a întâmplat la parlamentare, necătând că alții visează la 23% cât a avut partidul nostru în Bălți. Eu am luat-o ca ofensă, dar în același timp eu n-am dreptul să le reproșez cetățenilor cum fiecare om se duce și votează cum vrea. Stați-vă leac, și pe urmă să începi. Domnul Sate, noi vrem mata și primar în gândă și mandat și a apărut un sondaj de la EMAS două săptămâni urmă, unde s-au văzut clar că dacă eu azi candidez încă o dată, dar Renatu Sate primar, în primul tur o să fie 65%. Veți candida? A? Veți candida? Nu, eu nu pot să candidez, domnule Mișă, necătând că primesc foarte multe mesaje, că nu, că întorșesc-vă, că uitați-vă și râsuri, se înregistrează, că sunt diferiți candidați, sunt și buni, numai că n-au șansă. Sunt și nu chiar buni, sunt și o leacă de Vales, de Ceani și sunt diferiți. E acolo, mă rog, fiecare cu planeta. Atunci când faceți calificative, cumva încercați să le faceți într-o manieră în care și noi să nu ne pomenim cu ceau a doua zi. Adică e vorba de limbaj. Consiliul audiovizual... Rog, domnule Mișă, la dumneavoastră, cu cât mai frumos vorb eu, cu atât mai mult furau. Știți cum? De asta, ca cu Bălțul să fie clar. Dar asta e altceva. Astăzi, mai mulți mă întreabă. Și ține că Nicolae Grigorișin a candidat ca candidat independent, că este un joc ascuns de-a lui USA. Da, asta e întrebarea. Eu, când mi-am dat demisia, am spus că din partea partidului nu voi candida nici eu, nici Grigorișin. O numit Grigorișin și lui și echipii din Bălți. Îi mulțumesc pentru toată activitatea care a avut loc începând cu 2014. Dar au apărut niște momente care eu nu sunt gata acum să le discut în studio, care nu-mi mai permit ca Grigorișin să fie membru echipii în continuare. Și cei consilieri care îl susțin pe Grigorișin din Consiliul Municipal, ei au drept să rămâi candidați independenți, duc la alt partid. Ați rupt relațiile cu Grigorișin? Da, noi am avut o discuție tensionată, una mai puțin tensionată. Eu am spus, mi-am expus părerea, că eu tot timpul, dacă am unele suspiciuni, care la un moment oricare devin din suspiciuni în lucruri probate, da, să-i spun corect, adică pentru mine nu contează. Deci, că dacă mulți folosau spusele de Lee Kuan Yew, că mai de Singapore, că iată, am avut două căi. Prima, că eu și prietenii mei să fie în Forbes și a doua să fac regulă. Eu am demonstrat nouă dată. Nu există la mine svoi, ciujei, când merge vorba de unele suspiciuni. De asta eu am spus că eu pot să fac și vrea. Dar asta să fie clar la toată țara, că Grigorișin nu are sprijinul din partea partidului nostru. Este o decizie a lui, el visează, de când el și primar să nu dă orașul, nu știu, știu eu, pentru că el candidează. El nu poate să aibă nici suportul echipei noastre, nici a meu personal. Oficiul partidului nostru nu se mai află în sediu. Candidează în interesul unui alt jucător? Eu nu știu ce face el. Eu o să merg, o să discut cu bălțenii. Noi discutăm cu Consiliul, eu vreau să adun chiar colegii, noi suntem nou primari de orașă, am direct să adun Consiliul, să discutăm cu dânsul, le spun situația, eu vreau să mă întâlnesc cu consilierii la Bălți Municipale, să le spun ceea ce n-am reușit, pot să le spun, pur și simplu astăzi nu fie interpretate lucrurile greșit, dar vă spun eu, cel mai interesant lucru, mulți care nu erau cunoscuți au devenit primari în țară.
Inclusiv Grigorișin a devenit vedete împreună cu mine și echipa partidului nostru. Astăzi, noi am făcut atâtea în Bălți, ca dacă l-am văzut pe Grosul la Bălți cu alți deputați de la PAS care spuneau că, apropo, un lucru inadmisibil. Pentru asta îl critica Maia Sandu pe Plahotniuc, pe Filip, pe Candu și iesă. Dacă drumuri și canalizarea să vezi, dacă ați fi candidatul nostru, chelare sânerea și guvernului, și a parlamentului, și așa mai departe. Adică este folosirea resurse administrative și vă așteptam că se dispară odată cu trole și multe altele. N-au șansă astăzi să câștige la Bălți. Nici PAS, nici socialiști. Necătând că Grigorișe nu are susținerea partidului și a mea personală, dacă nu vor fi alți candidați pe care eu nu-i cunosc, tot ce am văzut la socialiști, la PAS, independenți, câțiva de la partii politice, Grigorișe oricum va câștiga alegerile din municipiu Bălți, deoarece noi prea multe am făcut în Bălți ca să fie oameni buni, răi, ori nu știu cine. Asta să fie clar. Este clar, dar încă nu ne-ați spus clar. Deci urmează încă să aflăm dacă veți candida sau nu. Nu, eu v-am spus că eu nu... E clar, deci nu veți candida. Oamenii insistă, am văzut și sondajele, că trebuie să aibă și partidul candidat. Ea că la asta trebuie să mă gândesc. Eu chiar cu Grigorișin am discutat săptămâna cu Zicolea, tu trebuie și gata, dacă ați fi un candidat din partea partidului, a să iei fix atâta cât a să iei și oameni buni și răi și așa mai departe. Am înțeles. Despre tot acest tăvăluc legat de criza energetică. Eu știu că poate nu e un subiect care noi l-am pregătit foarte mult sau noi l-am discutat săptămânile trecute și cumva nu l-am urmărit în ultima săptămână. Cert este un singur lucru, că astăzi prețul la gazele naturale e într-o creștere. Și domnul ministru Spânu astăzi în conferință de presă n-a spus nimic din ce și într-adevăr s-a întâmplat în timpul vizitelor în federație. Toți așteptau prețul. Adică... Bun. El a spus că prețul de 780 sau 790 de euro pentru 1000 de metri cub este inadmisibil și de dolari ar trebui să se revină la prețul din contractul precedent. Aha. Și să continue. Numai că nu poate fi așa ceva. De ce? Uitați-vă, vă explic pe așa. E diferența oamenilor buni față de cetățeni și îngânfarea lor i-a făcut ca pe ei să nu atragă atenția la criza mondială care s-a început în domeniul energetic încă din iulie anului curent. Astăzi, când deja amuși suntem la 100 de zile guvernului Gavrilețe, domnule Mișan, hai că o plecat fost ambasador din Federația Rusă pentru scandal erotic, sexual, nu știu care. Deci, este un partener strategic unde, da, eu am război cu FSB, spre exemplu, asta. Dar asta nu înseamnă că poți cumva neglija Federația Rusă. Ei asta au făcut. Că să-l trimate pe spânul la negocieri, asta cum eu s-a trimat șoferul de la primărie, de la Bălți, la întâlnire cu Merkel, înțelegeți? Adică, același lucru. Și în ziar trebuie să meargă în locul lui. Deci, spânul. Vă dați seama, în statele europene, chiar astăzi am privind, da? Haideți să nu umblăm la ruși separat, să vorbească conducerea Uniunii Europene cu Federația Rusă, adică la un tarif pentru toate statele UE, să nu fie, adică ca statele membre UE să nu meargă. Dacă e Uniunea Europeană, să fie o discuție pentru toți. Orban în paralel a mers de la noi nimeni. Și spuneau oamenii buni că nu trebuie să negocieze directorul de la Moldova Gaz. Ghinic nu contabilul de la... Păi nu suntem membri ai Uniunii Europene cu aceeași putere la masa de negocieri. Și noi suntem? Noi suntem stat asociat. Da, noi suntem, dar nu suntem membri UE. Și n-ați și mâncă 50 de ani și obțin. Sau s-au găsit unii specialiști ca să distrugă țara și doar prin unirea cu România ajungem acolo. Alte variante nu există. Dar uitați-vă, nu stați că e problemă. Deci din cauza acestei crize energetice, prețurile au escaladat. Astăzi s-au început la 300 de dolari, am avut și 1500 și 900 și așa mai departe. Rușii îi așteptau pe-a noștri, așa să le spunem. Eu știu sigur că l-așteptau cu prețul de 550 de dolari pe 1000 de metri cubi. Asta era în septembrie. Așa. Când
Au așteptat, au așteptat, nimeni nu vine, nimeni nu discută. S-a dus până Andrei, care ca organizator la partid am auzit că e bun. Chiar și-am colaborat noi cu ceva prezidențial. Am discutat cu noi de câteva ori. Dar spânul nu poate devii stejar. Înțelegeți? Și rușii ce-au făcut? Știți ce eu spus? Și el nu spune. Că să nu traumatizeze, dar să nu sară țara în sus. Dus spus clar, zic, băi, hai că să nu avem noi probleme. Идем по биржевой цене весь следующий год. Vreau astăzi vă informez, și aici nu e o glumă, că dacă și ea care îți gândesc la o afacere, la un startup, eu vă asigur că cel mai bun afacere, cum nimeni nu știe că scumpească măștile din cauza COVID-ului în 20 de ori, apoi eu vă asigur că cel mai bun afacere pentru următorul 6 luni, și asta nu e glumă, domnul Mișan, o să fie pentru cei care să pornească de a produce bricheti. Așa care nu pot produce brichete, să iei, să ocupi, să înceapă uscat tizâc. Deoarece, cei ce ne așteaptă noi, pe noi, în domeniul energetic, este Doamne ferește. Vreau să vă spun că doar pentru luna octombrie, cifra minusul la Moldova Gaz o să fie de 600 de milioane de lei, asta 35 de milioane de dolari pe singură lună. Am calculat asta cu experții, și de la noi, din altă țară, să primești până la sfârșitul anului cifra va fi de 3 miliarde de lei, dar până la sfârșitul sezonului, până în aprilie, o să fim minus 6 miliarde de lei. Ei spun că oamenii n-asă chite diferență. Asta e fix așa ca Leonia Galupcov și cu Prosta Maria. Țineți minte reclama fiecare 5 minute. Deci, acestea 6 miliarde de lei, cetățenii îi vor achita, ele vor fi inclus oricum în tarif. Și Andrei să nu bată cap. Prima. Doi. Energie electrică. 4 miliarde 500 de milioane de kilowatt de energie electrică care este folosită astăzi la noi, Republica Moldova, pe an. 70% din această energie electrică se produce pe baza gazelor naturale. Adică lumina, astăzi când suntem, 11 octombrie, țineți minte că lumina se va scumpi minimum cu un leu pe kilowatt. Vă dați seama cu un leu la kilowatt, asta iar o să fie încă 4 miliarde 500 de milioane de lei. Eu astăzi am cerut de urgență situația la Feyenoord, la alte structuri implicate în domeniul energetic. Eu n-am reușit să mă pregătesc, dar să ies cu detalii în zilele următoare, dar ce am văzut eu este un lucru foarte urât. Deci, guvernul pur și simplu refuză să cunoască că după ce se vor ridica prețurile la gaz, la noi se vor ridica prețurile absolut la tot. Așa cum ne-au rămas nouă, că ceva din industrie, producători mici, Horeca și mai departe. Pe noi ne așteaptă, Doamne ferește, pot să vă spun încă un lucru. Că am reușit să dau câteva telefoane în Ucraina și țin de energie electrică, noi putem, domnule Mișan, în foarte scurt timp, știți la ce ne întoarcem? Când eram student la Bălți, cred că, nu știu ce vârstă a avut dumneavoastră, 95-2000, dar țineți minte când s-a prindea lumina pe ore. Da, țin minte acest lucru. Apea că noi cam spre asta mergem. În oraș, mergeau după un oraș. Și problema că astăzi am vorbit cu domnul Petcov, deoarece am văzut că el mai mult o scris despre ilegalitățile care ar avea loc la Moldova Gaz și tot ce ține de domeniul energetic, am aflat un lucru, că problema care la noi este astăzi, este problema din cauza că la 21 ianuarie anului curent, guvernul interimar Ciocoi, reprezentantul guvernului în Moldova Gaz, a votat că ne-am însemnat. Deci a fost introdus amendamentul numărul 15 la contractul cu Gazprom din 2006, care înseamnă că deci actuală formulă cum se creează prețul, ei l-au legat de bursă. El nu era legat de bursă. Înțelegeți? Și ce s-a făcut în ianuarie acestui an. Adică da. Că e o aberație, dar cea mai mare aberație? Cu oameni buni, azi cu nimeni nu vor discuta. Nu contează, că e Petcov, că e platforma, da, văd din partea domnului Slusar unele recomandări și ține de activitatea și ține de sectorul agrar, alții. Ei cred că e cei mai deștepți și știu tăți, dar astăzi noi trebuie să recunoaștem că tot ce se întâmplă la nas demonstrează și despre ce am vorbit în campanie, domnule Mișan, că și trebuie să fim sinceri și le spunem lucrurile pe lume. Maia Sandu nu are echipă. Înțelegeți? Și cum spuneam, că poți să ai 3 Harvarduri,
Dar la faptul că oamenii să fac focul în sobe și să fac cu brichete oare asusul și zic, pentru asta nu trebuie să fie, nu trebuie să absolvești în Harvard-ul. Bun, și da, pentru da, prostia guvernării care este foarte slabă. Ce recomandare are Renato? Și doamna Sandu care o are, doamna Sandu care, vă asigur eu, chedem deja în planare și demisia guvernului. Ca și alu robă. Să ne smite că robul e vremenă, ca și guvernul da, iată, acest lucru e cumva, l-am auzit, de fapt, și de la Platon și de la Igor Dodon, că până la sfârșitul anului sau în scurt așa, timp, că și? Guvernul Gavriliță va fi demis. Eu nu știu ce spune ce Platon și Dodon. Nu, asta, eu pot vă spun asta... că astăzi Maia Sandu nu face absolut nimic fără a fi... Și nu contează, e reținerea de Stoianoglu, ori demisia guvernului. Pentru ei, planurile le fac consilierii care au muncit și muncesc pentru ei. O parte a plecat, o parte a rămas. De asta, nici pasul nu știe, deputații pasul, eu vă asigur, că nu știau nici despre reținerea Stoianoglu, cum nu știu despre demisia lui Gavriliță și a lui Robă. Dar eu știu, că știu cine le mai scrie acolo. Cine își dorește? Adică, haideți să ne deschideți un pic parantezele. Adică, care ar fi argumentele că... că va fi demis guvernul Gavriliță, de exemplu. Deoarece așa au decis strategii. Cine? Care îi ghidează pe ei. Despre asta discutăm altă dată. Fix așa cum ați discutăm și altă dată despre și că tau reprezentanții serviciilor speciale altor state la reținerea lui Stoianoglu și lui Popov. Poftim, poftim. Fix așa cum vom discuta mai în detailat cu dumneavoastră. A, deci nu vreți să ne spuneți acum. Ce cautau reprezentanții serviciilor speciale altor state la reținerea unui program. Ei n-au drept să ocupi cu așa ceva în Republica Moldova. Cunoașteți mai mult, poate ne spuneți... Sigur, vă spun, haideți altă dată, că cu astăzi nu... Adică e un subiect foarte grav și foarte important, care să-l discutăm e cumva o informație dată. Care înțelegeți? Mâine pe mâine va fi folosită pentru a face știri și... Domnule Mișan, eu când vreau să spun ceva, eu cumva spun... Cumva poate le spuneți eu, aici Mișan, în emisiune. Eu vreau astăzi în emisiune să vă spun că la noi toate partiile care au fost și sunt pro-europene astăzi noi am obținut următorul. Avem astăzi prețuri la benzină ca în Europa, avem astăzi taxe europene, amenzi europene, numai că nu avem salariile și pensiile europene. Că nimeni nu a deschis gură până în ziua de azi, atât la mine era scris punctul numărul 1. Plan de modernizare a țării. Școlile profesionale. Astăzi, dacă eu sunt în război cu FSB-ul și în război dur, asta o cunoaște deja, cred că, toată țara, asta nu înseamnă că nu trebuie să mergi și să nu discuți cu rușii. De atât că eu am avut o problemă cu unii generali de acolo. Înțelegeți? Și am. Astăzi, ca la oameni să le și cald și cu dracu trebuie să-i duci la discuție, înțelegeți? Deoarece sunt oameni care nu își vor putea permite achitările facturilor să ne sminte. Astăzi suntem cifra mie de 4,80 lei pe metru cu... Oamenii nu vor o secundă, domn Mișă. Astăzi avem 4,80 lei prețul mediu, la persoane fizice e un tarif, la persoane juridice altul la gaz. Să ne sminte că o să fie numai puțin de 15 lei. Pe metru cub de gaz. Și eu vă povestesc nu despre șase și peste 3 ani, dar și ne așteaptă în următoarele luni. Dar tot, la noi astăzi eu oamenii sunt care muncesc, iarna se încălzesc, se împrumută și primăvara lucrează ca să dăie datoriile pe lemn. Că eu n-am am probleme. Eu astăzi, domnule Mișan, da, când am plecat din Bălă și am fost acuzat și unii spuneau, da, știți cum, eu am dus-o atât cât am putut o să o duc din bani personali. Eu am cheltuit 10 de milioane de lei, sute de milioane de lei, dar bani declarați. Eu achitam pe an câte 4 milioane de lei ca persoană fizică taxele în Republica Moldova. Eu achitam mai mult ca toți deputații și miniștri împreună. Și ca plahotniuc, apropo. Înțelegeți? Care era oligar și-o furat milioane. Dar eu, neavând afaceri în Republica Moldova, achitam 3-4 milioane de lei fiecare an taxe ca persoană fizică. Astăzi eu sunt nevoit să merg în domeniul afacerilor. Am avut acum deplasare în mai multe state UE. Unii acum mă gândesc la un proiect în construcții a căilor ferate, merge vorba de un contract de 100-150 de milioane de euro, unii pe urmă iar la mine declarația ați găsit, usate, dar de unii pentru asta, și ați găsit la mine declarația. Acum fac un consorțiu cu companii cu nume european mondial, unde știți cum... Deci, acum eu, dacă vrei să faci politică în continuare și n-ajuns... Afaceri la căile ferate aici în Moldova? Nu, în UE. Dar noi nu avem volume despre care eu vorbesc.
adică ca să fie contract de 100-150 de milioane de euro. A avut loc o licitație unde a fost cifra totală circa 100 de milioane de euro câștigat de firmă din Kazakhstan. N-a știut despre așa, nu poți să faci într-o țară politică. Dar trebuie să intrăm într-o pauză imediat, cred că în doar 30 de secunde. Știam că există niște planuri, nu știu dacă se discut public sau nu, la căile ferate în Republica Moldova, pentru a lungi cartamentului european până la Chișinău. Cunoașteți despre așa ceva? Eu pot să vă spun un lucru. Banca Mondială și partenerii noștri de dezvoltare de mai multe ori au ridicat problemele în căile ferate noastre. Dar dacă erau specialiști de ăștia de alte cibotari, care țineți minte, pe lângă faptul că era el deputat și la PD și la Promoldo, el a fost director la Califerat, a cumpărat soft de 1,5 milioane ori de 2,5 milioane de euro. Vă dați seama? Adică ei când vedeau ce se întâmplă la noi, pur și simplu nu înțelegeau că deci o să fie toate tentativele de a face un lucru bun, astea rămâne doar cu un simplu lucru, cu furatul. Înțelegeți? Apropo, directorul nou astăzi, nu știu cum vă duce mai departe, adică din planurile lui care le-am văzut, adică și el are de gând. Că chiar l-am cunoscut. Știi ce înseamnă și trebuie să facă spânul și masandu cu ruși? Iată, eu nu-l cunosc pe domnul Tofilat, nu l-am cunoscut, directorul Căiferat. L-am sunat pe domnul Tofilat, pe Messenger, pe Facebook. Bună ziua! Pot să vă ajut. Am specialiști tehnicieni, iată, am piesă, după rulajul de sute de milioane companiile care le-am consultat în domeniul construcției, că, frate, am niște reduceri la unii producători mondiali, doar că, cum se creează discontul? Dacă dumneavoastră ați cumpărat la ei de 100 de milioane utilaj, dar am cumpărat de 1 miliard. Vă dați seama că la mine discountul e mult mai mare. Ca... Și deci toate acestea, și dumnealui a fost foarte receptiv, fără ca... Zici că da, da, mersi, iată cum primă, cum tip cu asta. Dar eu am văzut volumele de construcțiile în Uniunea Europeană. Și deci sunt sigur că astăzi Renato Usatăi are afaceri în domeniul căilor ferate în Uniunea Europeană. Construcție în domeniul căilor ferate. Deci asta este planul care trebuie să-l realizez. Domnul Mișan, dacă vrei în politică să fii independent și nu mergi, cum face domnul la Moscova, respirație pe sub masă la unii, ori alții la Bruxelles, trebuie să fii independent. Dar independent asta să am bani. Da, cine puteți să mă corup mine la bălți ori alte funcții? Când eu în viață am văzut totul, domnul Mișu. Eu mi-am asigurat părință, copii, important, fită. Da, bun, aici, de fapt, e și o altă chestie de gândit, pentru că ați spus despre persoane străine la prezente din servicii speciale la care și-au coordonat reținerea și-au participat. Dar cumva trebuie să puneți în balanță că, pe de altă parte, noi avem o fostă guvernare cu toți deputații în corpuri care mergeau la Moscova. Deci aici cumva trebuie de pus în balanță. Nu. Dar avem pauză. Nu, după pauză revenim, doamnelor și domnilor. Revenim în câteva clipuri. Revenim, doamnelor și domnilor, la discuții în direct la ora expertizei. Discutăm în continuare cu Renato Usatăi. Domnule Usatăi, pe timpul lui Plahotniuc și pe timpul lui Dodon, afacerile la, sau micul trafic de frontieră, ministru, da, când vorbesc de micul trafic, aici e vorba totuși de marea contrabandă, era în floare. Așa? Într-un anumit moment din istoria recentă s-a încercat stoparea contrabandei pe Instru, dar afacerile cu țigări și nu doar, și cu alcool și cu altele, a continuat, inclusiv pe timpul lui Dodon. Nu că continuau, domnule Mișan, vă spun și eu fost acolo. E o tărâit atât în Transnistria? Că înțelegând că, azi vedem și azi și în continuare, mă refer la contrabandă de țigări, spirți și altele, da? Ei au dus în Transnistria atâta șeriful ca să înțelege să astăzi au un depozit de țigări pentru a vinde, dacă nu greșesc, pentru următorii 3 ori 4 ani. Înțelegeți? Adică ei s-au împachetat știind că nu-i clar și azi ce bă mai departe. Am auzit azi unele discuții, dar trebuie verificat. Dar ne-mi place altceva ca de timpuri lui Plahotniuc. Vinem acum din UE. Deoarece am vizitat mai mult țări și în general, ultimul nu prea cu avionul, mai mult cu mașină. Când ieșem din țară 2 săptămâni, în urmă arată tot ok. Când mă întorc înapoi, trec frontiera, dar avem 2 pașapoarte la mine. 3 avem. Avem de serviciu, care îl avem de la primărie, de la Bălți. Pașaportul străin și pașaportul rus. Mai este valabil? Da, eu
Eu urma că eu deoarece eram plecat, adică eu trebuie, adică el e valabil atât cât de ții funcția. Adică nici ataman nu a spus secretarul că vă 3-4 zile urmă vine scrisoare de la extern că trebuie să-l predau. Adică și când vin eu înapoi, le dau pașaportul moldovnesc, snubl eu la Bălți pe la primărie și mai departe, nu dat o hărtiuță că îi la dânșa, adică nu se numește cu dâns. Când trec, ce credeți? Mai spre dimineață, mă sună, chiar le mulțumesc pentru această informație. Zici că, ascultă, dar tu ești pus la consem și la consem de alertă. Ce înseamnă consem? Sunt diferite. Consem este... Consemnare la frontieră? Da. Scopa, zic, din te mai gândim să-l sun pe domnul Rosian Vasiloi. Nu, ne cunoaștem, ne-am văzut odată. Faza sediului, pas, dacă nu greșesc. Dar pe urmă, zic, i-am... Știi că mă mai clarific eu câteva zile care e situația cu consemnul ăsta, că uitați-vă, este pur și simplu consem. Cu a trecut și mașina era cu cutare, cutare. Cum le folosea legal Dodon? Am arătat când Voicu, chiar în timp de oră transmis la Moscova. Cu câți oameni eram în mașină, merge vorba despre vara 2020. Acum, consemnul ăsta de alertă. Asta ce înseamnă? Când știi unul că duci o toană de briliante, oare duci sacul cu bani și așa mai departe. Acum vreau să spun foarte serios că eu sunt sigur că acest consemn este ilegal. Drept că nu știu pe cine să-l sesizez. Cum să-l sesizez eu azi pe Dima Robu? Că eu în Dima Robu azi am încredere cum avem încredere în Harunjă. Nu înțelegeți că să fac o vervea. Dar însă și este trist. Adică eu politician care nu sunt dușmanul statului. Ca să fie clar mie, consemn la frontiera asta noastră sau consemnare în frontiera la europeană? Nu, la noastră. Nu, la europeană e tot ok. La noastră e problemă. Vă spun, când ieșem din țară, consemnul nu era. Acum când am intrat noaptea de vineri spre sâmbătă, el era. Și înseamnă? Înseamnă că el îți ia pașaportul, îți trece. Îl trece ofițerul care stă la frontieră. După asta se prinde becul la ofițerul de servicii pe țară, care stă la Chișinău. Și deja ăla spune, da, dați drumul, că eu, asta e informație utilă pentru cei care ne privesc acum, că vedeți dacă vă ține pașaport 5-7 minute, apar nu răspunde la de serviciu, că doar de serviciu îl informează pe cel care te-a pus. Iar în cazul meu era Dodon. Pașa Voicu îl sună, băi, usate, că treci cu cel în mașină. Și îți în minte, atunci l-am sunat pe Voicu, că eu trecut pofta de consem. Adică vreo două zile m-a sunat atunci, că când ieșem din țară am aflat despre asta. Chiar anul trecut. Și acum, dacă acest consemn este folosit, la... trebuie să fii în bază ceva și trebuie să ai temei serios. Nu mai poți. Dacă vorbim despre valori europene, drepturile omului, acasă unul aduce Europa, drept mai mult se distruge. Orice șansă de a ajunge în UE, cu părere de rău, de policieni, de așa numiți policieni pro-europeni, de mulți din ei. Sunt sincer, dacă părere de rău, spuneți. Apoi asta ce înseamnă? Poliția de frontieră v-a dat un răspuns? Domnul Vasiloi, nu, dar eu n-am dat și să dau eu o întrebare. Ați încercat să aflați? Nu, dacă... eu acum îți pregătesc materiale, dar problema. Vă dați seama că trebuie să trimit lui Robo și o să ajungă la Viorel Morari mai repede decât la în copii. Apropo, un lucru important, e că când mi-am adus aminte de consem, să mă uit un telefon, un nume de familie, era un cetățean interesant. Săptămâna trecută, tot dacă astea se dau un privet, deci merge vorba de șeful securității interne de la SIS, dar nu-i mare zvezda și i-am uitat familia. Bă, care este rostul până găsiți familia? Care este așa. Rostul acestui Mitulescu consem? Este familia acestui șef de securitate internă. Care cum e? Tare, Mitulescu. Deci este șef de securitate internă. Ce înseamnă securitate internă? Cel care trebuie să ocupe de colaboratorii CIS-ului. Adică să nu facă măgării. Ce Mitulescu cam tot trage ultimele două săptămâni pretare cu ochii și face usate. Și apropo să dau lui Mitulescu privet că el când iese din clădirea Procuraturii Generale, că nu a fost reținut Stoianoglu. Apoi laptopul personalului lui Stoianoglu, acest Mitulescu l-a scos și a mers cu dânsul la SIS. În bază la și șeful securității interne de la SIS iese cu laptopul
care dacă a fost percheziție, unde trebuie să fie? Trebuie să fie la procurorul Fortuna, corect? Dacă el a mers la percheziție. Dar laptopul se aveți probe de unde cunoașteți acest lucru? Dar acest cetățean se vede, dacă vă uitați atent. Eu nu vreau să dau mai... Înregistrările video? Da. Adică Mitulescu este care se vede foarte bine. Adică l-a văzut multă lume. Adică, pur și simplu, știți ce, cum... Ce arabe? Care ar fi interesul lui? El putea să fie acolo, îți verifici cum lucrează cu laboratorii SIS-ului. Spre exemplu, Alfa, da? Adică avea dreptul să-i spunem să... Dar faptul că el a ieșit cu laptopul personalul ăsta în oglă și a mers cu dânsul la SIS, asta deja o leac să numește, știți cum, plăhești doar. Declarații foarte tare, dar care ar fi... Nu, pe dânsul are interesa și acolo, deoarece, nu, deci, ce își face SIS-ul acum? SIS-ul are drept. Ascultați, Iasaulenca a avut două căi, prima. Peste 3-4 luni se meargă la pensie, așa cum s-a discutat cu dânsul ceva timp în urmă, sau doi, arată că budeși polezăm și te lăsăm și lucrez cât vrei. Iată, mi-a scris un avocat. Apropo, domnul Sate, Mitulescu este omul care a reținut profesorii turci. Noi l-am pomenit pe acest Mitulescu de foarte multe ori O secundă, să-mi pergând. Vreau să vă spun de Iasaulenca. Acum Iasaulenca merge pe varianta că rupiteți, adică arată să fie util, adică că nu fie, că lui până la pensie, de-am cred că a rămas o lună. Și faptul că Iasaulenca acum tot ce vedeți dumneavoastră, el doar putea să o facă și pe timpul, putea să o facă și mai înainte. Acum el vrea să le arăte cuiva din străinătate și doamna Măsandu că el e util. Dar vreau să-i aduc aminte, doamne președinte, că fiind la dumneavoastră în studio, pe același scaun, eu am prezentat două scrisori de-a lui Iasaulenca. Una unde el scrie că companiile din Tiraspol sunt un grup criminal organizat și bugetul Republicii Moldova are pierderi colosale din cauza contrabandei de țigări. Și tot acest Iasaulenca, pe timpul deja lui Dodon, după ce Maia Sandu a plecat din prim-ministru, tot el a scris la SIP că nu, eliberați-le actele, ce înseamnă că e tot ok deja cu noi. Adică, căroce, ofițerii SIS-ului, ofițerii normali la SIS, înțeleg despre ce vorbesc. El mănâncă mâine dacă se poate. Vă asigur eu că nu-l scapă nici un ambasador. Adică, și toate lucrurile astea, vă spun, eu niciodată nu voi accepta ca în Republica Moldova să meargă cineva după indicație. Și pentru deci, asta s-o oprinească. Și nu contează că Iasaulenca... Dumneavoastră ați spuneți pe Mitulescu, este Mitulescu, Sergiu Mitulescu, da. Șeful serviciului... Da, el a ieșit, el a luat din biroul lui Stoianoglă, ilegal, laptopul lui Stoianoglă, laptop personal. Ce mai știi, nu știu, dacă e să vorbim și despre proceduri, avea drept să ia, nu știu, SIS-ul... Dar n-avea poate... dreptul, cum vă dați seama dacă... Vă dați seama, SIS-ul... Nu, dar haideți altceva. Domnule Mișu, când scrie președintele țării, că eu nu pot să comentez, mă duc părerea, trebuie arestat să decidă procurorul. Voi l-ați văzut pe vitea asta furtună? Pe dânsul, dacă îl pui la păzit, hărăboși, își vin băieți din sat după discotec și el fuge. Și aici el, vă dați seama, un procuror... Domnul Iasaulenca are telefonul deconectat? A să-i dăm de grabă unul să răspundă, să răspundă în direct cât să... Căroci, e haos, e bardac și e problemă, altceva mă doare. Dacă vedeți, noi iar ne ducem în răsledvă. Eu nu vreau să mă ocup de răsledvă, domnule Mișă. De asta trebuie să ocupe organele, înțelegeți? Și eu credeam că cu schimbarea puterii vor dispărea trolii, nu vor mai fi consiemni. Da, și mai avem două minute de contrabandă, să ne spuneți. Domnul Mitulescu, dacă ne urmărește sau cumva îi transmite cineva, 022-101-121 ca să intervină în cazul în care ar vrea să... Pot să-i fac întâlniri mări cu cineva din soțiile la profesorii turci, extradasului Mitulescu. Cred că apropo, acest dosar nu a ajuns nicăieri. Domnule Mișin, la noi astăzi în țară, iată, ce avem să fac eu? Ca orice om gospodar, când ești și faci proiect. Erau eu prima ce am făcut în 2015. Apropo, Mitulescu a fost în Turcia, din informațiile pe care le deținem noi. Da. Dar o să ne spuneți că tot ar fi trebuit să Procuratura Generală nu a făcut domnule Mișin, pentru că ținea. Ies atât de mulți, dar eu singur. Lăsați-mă, uleac, vă spun încă o dată. Pe mine, apropo aici, pentru consemnul la Jurnal TV. Fratele lui Mitulescu, ne scrie o sursă, a fost la Direcția 5, acum este la Spia, da. dar nu a fost reținut. Asta am în fișă cu Mitulescu și nu numai. Important e altceva. Chestii grav că acest lucru se întâmplă.
Astăzi trebuie în fiecare minister de făcut o revizie. La noi se întâmplă. Sunt specialiști care lucrează câte 20 de ani, care au fost scoși din funcție de oameni buni. Specialiști, vorbesc de specialiști tehnici, domnul Mișă, nu vedeți miniștri, viceministri. Au fost scoși, oamenii și le-au zis, scriți la partid, la PAS, CV-uri și ați vă luăm la lucru. În primul rând, ce înseamnă scrieți CV la partid, trebuie să scrieți CV-uri la guvern. Într-a doilea rând, specialiștii au fost dat afară și tot, cum face filia cu stejare, fixă și face azi pasul. Nimeni nici nu le-a răspuns la oamenii care s-au adresat. Și faptul că astăzi pleacă specialiștii și vin aici vecinii studenti ONG-ști, ei doar toată viața trimiteau CV-uri, e că toți miniștrii ei azi, ați vă uitați, uitați-vă la orice CV, ei în viața lor nu au condus măcar cu un chiosc, dar ei astăzi sunt miniștri. Ia ca problema noastră națională, înțelegeți? Că prostă nu erau botanici. Când erau botanici, dar nu suferă oamenii, nu suferă statul, nu nimic. Dacă nu e o problemă asta... e discuțiile ar fi putut continua, dar ne ia și publicitatea da. Și sfârșitul acestei emisiuni. Deci, eu vă mulțumesc mult pentru discuție. E altceva. 20 de secunde. O minută, vă rog. Domnule Miș, eu vreau să vin cu un mesaj către cetățeni, că specialiștii care sunt în țară, eu rog să trezească pe doamna Sandu, pe domnul Grosu, care eu nu cred că Grosu vrea să facă ceva rău, dar să se trezească și să-i condișei și se întâmplă, să nu se întâmple că e, știți cum, când o soră medicală trebuie să facă cuiva operația la inimă, dar soră medicală nu e chirurg și nu poate să facă. Și mai gine de-am omul să trăiască cu inima azi bolnavă. Îi dăm o leang de valerian care vă... Că ei prostă distrug țara. Și aștept ceva concret. Dar nu când văd că pagina doamnei președinte de țară, deja e ca emisiunea Pozdrav Minea, era în trenul Chișinău-Ocne-Sandizie. Mai avem timp. Punea că astăzi, când iese președintele țării, nu avem, vă rog, domn Mișan, când iese președintele țării, și azi îi folosește pe oameni care au probleme mentale. M-am uitat așa, m-am uitat pe Google și mai sărbătorim. Vreau să spun că azi este și ziua mondială la toate fetițele și la toți așa care au problemele cu burta bordonului. Noi, nu știu, poți încercăm să mai facem o emisiune și cu doamna Sandu și cu dumneavoastră împreună. Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația și ați acceptat să răspundeți la mai multe întrebări. Doamnelor și domnilor, noi ne vedem luni viitoare la aceeași oră. Toate bune! Amin și bine! Thank you.